73 de asistenți medicali din Roman și comunele limitrofe participă timp de 3 zile la o instruire pe probleme medicale de paleație care fac parte din obligația profesională de perfecționare. Încă este primul curs de acest gen organizat în Roman. Este meritul Asociației Piatra Soarelui, care, așa cum știți, se ocupă de îngrijirile paliative și îngrijiri la domiciliu. Și ne-am bucurat foarte mult că am putut organiza acest curs și pentru acest fapt vreau să mulțumesc doamnei conferențiar dr. Daniela Moșoiu, care coordonează întreaga activitate a Centrului Hospice Casa Speranței Brașov și a Centrului de Studii pentru Îngrijiri Paliative, cu care am luat legătura și avizat acest curs. Ne bucurăm de prezența în rândurile noastre a celor doi lectori deosebiți ai acestui centru de studii, care ne vor împărtăși din experiența domniilor lor și vor susține ca și lectori acest curs. De asemenea, vreau să mulțumesc domnului Puiu Sârbu, care este președintele organizației asistenților medicali și a moașelor din județul Neamț, pentru avizarea acestui curs și acordarea de credite personalului care participă la el. Ce reprezintă aceste credite? Creditele, ca și la medici și la asistenți, sunt necesare aceste credite sau puncte de EMC sau educație medicală continuă, pentru ca un asistent să poată profesa, să primească dreptul de liberă practică de la organizația asistenților medicali, necesită 30 de credite pe an. La fel, medicii necesită 40 de credite acordate de Colegiul Medicilor. Altfel, nu avem libera practică, nu putem profesa. Ce presupun ele? Presupun ridicarea nivelului de cunoștințe medicale permanent, astfel încât prin cursuri sau conferințe, congrese, simpozioane, să fim la nivel european în ceea ce înseamnă pregătire medicală. Programul a cuprins elementele esențiale ale unui curs de îngrijire a pacienților grav bolnavi care sunt necesare pentru a fi însușite de cei care au obligația profesională de a se ocupa de astfel de cazuri. Am înțeles că este un interes foarte mare pentru a învăța ce înseamnă îngrijirea paliativă și a acorda o astfel de îngrijire pacienților cu boli amenințătoare de viață. Ne bucurăm că sunt participanți în număr atât de mare și că este un interes atât de important pentru astfel de curs. Asistenții medicali au obligația de a-și însuși elementele de bază ale unui curs de îngrijiri paliative. Avem ca și parte introductivă cea de filozofia îngrijirii paliative, probleme de etică în îngrijirea paliativă și apoi parte de abordare pe parte clinică, control simptome, durere, greață, vărsături, cât și îngrijirea pacienților în stare terminală, chiar în ultimele ore, zile de viață. Cursanții sunt conștienți de utilitatea unui astfel de curs de paliație în perfecționarea profesională continuă. Păi este important, cred că, pentru toți colegii mei, toate colegiile mele din spital și chiar și pentru noi din obstetrică ginecologie. Mai ales că acum în ginecologie ne lovim de cazuri cu neodecol, neodesân. Și atunci este bine să avem un plus de informație pentru a putea ajuta pacientele. Președintele Asociației Piatra Soarelui, doctorul Gabriela Popovici, concluzionează utilitatea acestui curs de paliație sintetizat în versuri. Ceea ce facem noi la îngrijirile paliative, de fapt, ne-au dat foarte mult de gândit. Și stând lângă un pacient incurabil, de multe ori ne gândim la ce am putea face și dacă am avea sub puteri supranaturale ce am face, lucruri sintetizate în următoarele versuri. De a-și putea să dau durerea pentru un strop de fericire și să schimb întreaga ură pe o secundă de iubire, iar din lacrimile toate de a-și putea torent să fac să dispară în oceane cu tot răul fără leac, de a-și putea ca mărăcinii prăfuiți de lângă drum să ne îmbete ca și crinii noaptea cu al lor parfum, de a-și putea să ard tristețea și din flăcări, bucurie, urletele disperării să le fac o melodie, de a-și putea
Norii negri de-aș putea i-aș ascunde după munți și pe soare l-aș ruga să ne descrețească frunți, stelele le-aș da pe toate, le-aș culege de pe cer, fiecare să-și o poarte îmbrăcat cu al ei mister. Deci, practic, dacă am putea, toată răutatea, tot răul, toată durerea din această lume, să o transformăm în bucurie, acesta este țelul nostru suprem și, totodată, aceasta este o parte din deviza asociației noastre, care spune foarte clar să lași lumea un pic mai bună decât ai găsit-o. Cursurile sunt extrem de utile pentru educația medicală continuă pe care fiecare asistent medical trebuie să o facă pentru a putea obține documentele de liberă practică medicală eliberate de Ordinul Asistenților Medicali din România.